Și văd persoane care sunt legate efectiv de Teatrul de Vară, cel care în perioada era supranumit Cocioaba, la Cocioaba, locul unde cam tot ceea ce era reprezentativ pentru cultura Gorjului se aduna și reușea să demonstreze că dincolo de vremuri, dincolo de regimuri politice, dincolo de răutatea unora, de obtuzitatea altora, se putea trăi liber. Și ca să iau foarte, foarte pe scurt, în afară de Vasie, Cristi Prevenel, Ovidiu Popescu este acolo, Adi Frățile este acolo, Spiridonul este acolo, George Drăghescu e acolo. Mergem pe partea cealaltă, Narcis Coman este acolo. Cel care, cel împreună cu care am născut vestita discotecă de la Cocioaba, Năruțul Dumitru, și așa mai departe. Viorel Gărbaciu este acolo. Niște oameni deosebiți, niște oameni cu totul și cu totul deosebiți. Se crease un soi de legătură, cum cred că nu a existat alta, și câteva generații au putut să profite de ceea ce s-ar putea numi, fără pretenții și fără prețiozitate, fenomenul de la Cocioaba. Aș vrea să-mi permiteți să dau o citire unui moment foarte scurt din ceea ce am numit pseudocronică de artă sau elogiu Cocioabei. Că vrea sau nu vrea, deși mai curând cred că vrea, Vasile Pleșea, Vasi, cum îi spune toată lumea, a fost, a rămas, va fi, ca și Marian Negrescu, Ovidiu Popescu, Rodica Săpun, Ana Maria Tiroiu, Grebe Cetean, Relu Popescu, Cătălina Gociu, Arman Calotă, Claudia Motea, Manolo Hrișan, Tavi Colen, Frații Semen, Puiu Hutiu, Adi Frățilă, Spiridon Popescu, Viorel Gărbaciu, subsemnatul și mulți, mulți alții, un produs al spațiului magic al perioadei 82-89, spațiu numit oficial Teatru de Vară și neoficial, dar cu enormă simpatie de toți cei care au călcat pragul la Cocioaba. Și asta pentru că în acei ani, Cocioaba devenise un fenomen cultural distinct, singurul din acea vreme, care aduna mai tot ceea ce era cu adevărat semnificativ și liber în acest oraș. A fost o stare de spirit Cocioaba individual. Iar dovada e aici. Cenacul literar Columna, sub președinția magistrului Titul II și secretariatul succesiv al lui Nicolae Diaconu, Jean Cărăvoiu, Viorel Gărbaciu, cu participarea unei excepționale generații de scriitori borjeni, care pe lângă ce amintiți deja, îi mai cuprindea pe Aurel Antonie, Adi Frățilă, Spiridon Popescu, Zenobie Cărugea, Lazar Popescu, Cristian George Brebenel, Tudor Voinea, Artur Bădița, Vasile Sichitiu, Gelu Birău, Ion Popescu Brădiceni, Ion Trancău, Romeo Enescu, Lucian Tămaris, Vasile Ponea și mulți alții. Și pentru că acest cenacul era mai curând un club de artă și asculta muzică bună, clasică și populară, aveau loc prezentări de cărți importante și mici și vernisaje de artă plastică, la care participau Mihai Ciopescu, Valer Neac, Alexandru Iaca Hazi, Paul Popescu și mulți alții plecați de mult spre zări mai motivante decât cele de aici. Ansamblul de cântece și dansuri Altița, având coregrafe Florica Dobrescu și în orchestră pe Victor Țambu, Vali Zorzon, Tonica Popescu, Gelu Arbiț. Grupul folk Columna cu Mihaela și Aurel Popescu, Ecaterina și Ion Socaci, Narcis Coman, Mihaela și Stelian Popescu și alții.
corul bărbătesc, corul popilor, cum era cunoscut în toată țara, în frunte cu Părintele Runcanu, dirijat de excepționala profesoară Mihaela Popescu. Trupa de teatru, în care jucau Marian Negrescu, Ovidiu Popescu, Antonie Dicurescu, Aurora Trașcă, Ana Maria Tiloiu, Gore Buneașu, Bebe Cetean, Mariana Popescu, Cătrâna Lăboci, etc. și în care au debutat Armand Calotă, Manolo Crișan, Claudia Modea, precum și o parte din actuala trupă a Teatrului Dragodeanu. Grupul Sideral, el însuși devenit un fenomen muzical al vremii, cu Negrescu, Ovidiu Popescu, Păsărindă, Ciobo, Suflici, Sorin Bivolaru, alături de care, în urmă cu 35 de ani, a cântat pentru prima dată la Târgu Jiu Nicu Alifantis și datorită căruia am fost pe punctul de a fi demis de la Casa de Cultura Municipiului Târgu Jiu, dintr-un motiv cât se poate de ideologic. Băieții cu pricina, zurli, pletoși, superbi în nonșalanța și libertatea la care nu avea nimeni dreptul să atenteze, cu patentul în buzunarul de la spate al pantalonilor, pentru că mai mereu avea ceva de meșterit la stațiile și sculele improvizate pe care cântau, băieții aceștia zic, nefiind altă soluție pe moment, și mă bucur că domnul Ion Murcioi e aici, dânsul m-a salvat de la a fi demis, da? Au trebuit să se producă la niște alegeri de primar la Scoarța, în prezența primului secretar pe cerea județului din acea vreme. Și-au cântat Red River în engleză, de era să facă infarct primul secretar, care voia cântece patriotice. Ce-a urmat este altă poveste și mulțumesc încă o dată domnului Ion Murcioi. A doua zi m-a chemat la dânsul la Comitetul de Cultură și mi-a zis, șefule, trebuie să te dau afară. Și nu m-a zis. Grupul de satiră și umor, coordonat de Ovidiu Popescu, care grup la Slatina, la o Republicană a Festivalului Cântare României, a obținut aplauze interminabile și furtunoase din partea publicului și felicitările tuturor celorlalți concurenți. Subsemnatul a obținut doar amenințări din partea reprezentantului Consiliului Culturii. Rămase din fericire fără urmări, deci aplauze simplu, elementul scenografic, Ovidiu Popescu este vinovat, elementul scenografic principal era un cadru strâng de lemn, sugera o oglindă, de al cărui colț din dreapta era apăsat o pereche de ghete scârciate, rupte și vechi. Ori a vorbit de ghete și cismari în perioada Marelui Cismar, erau adevărate de lucruri. Vestita discotecă de la Corcioană, înființată în 92, tunelul și dumneavoastră la copil. Vara se adunau acolo 800.000 de tine, responsabil Vasi Pleșu, care instituise un sistem de alarmă antimiliție și antiactivism de partid. Ordinul era ca 90% dintre melodii să fie românești, 10% străine. Iar cele străine să fie fără probleme. La Cucioabă, procentele erau invenite. Iar la capitolul muzică românească, se asculta felul. Care fugiseră din urmă. Când apărea un milițian, vașnicul controlor de bilete Nea Costache, ce scumpete de om era, cu mustața și degetele arse decât tutun consumat zilnic, îl anunța pe Vasi, iar acesta îi transmitea lui Năruțul dumneavoastră semnal. Cel venit în control pleca liniștit, pentru că din difuzarea de la Cocioabă, contrar celor spuse de răuvoitori, se auzea numai muzică națională. Fotocineclubul Ares, înființat de Vasi, care organiza excursii de fotografie și artă plastică, vizionând de filme de scurtmetraj realizate de la cineclub. Prima videotecă publică de Târgu Jiu și așa mai departe. Revolta anticomunistă? Nu. Mai curând un pui de frondă antisistem, caracteristică tinerilor în orice regim politic. Pentru că la Cucioabă, toată lumea înțelesese un lucru simplu.
Libertatea nu se cumpără, nu se vinde, nu se negociază, nu se câștigă și nu se pierde. Te naști și mor cu libertatea în sânge. Iar cei din lumea Copcioabei se născut slăbit. În toată această lume, Vasi a fost în elementul lui. Pentru că făcea, a făcut, face parte din ea și între cei care au creat-o și o creează în fiecare zi. Și pentru că era lumea lui, a ales încă de pe atunci ceea ce era mai important. Să depoziteze și să tezaurizeze pe pelicula fotografică toată această lume și toată această zbatere în numele frumosului și a libertății cugetului și minții. Iar albumul de față, gândit și organizat de autor, nu face altceva decât să prezinte această lume. Imagini ale Târgu Jiului, înainte de epopeea demolării ucigașe din perioada comunistă. Nebunia spectacolelor magiale și a mitingilor de susținere a Marelui Conducător. Întâlniri ale Cenacului Columna. Și sunt câteva fotografii care arată că unii dintre scriitorii Cojului au fost și tine. Revoluția văzută la Târgu Jiu și Timișoara. Creații proprii de mare artă fotografică. Portretele unor apropiați. Scene și afișe ale unor spectacole ale Teatrului Dramatic al Elvira Codeanu. Ansamblu Brâncușean Văzut Pulsorul. Altfel spus, albumul acesta este istoria bucuriilor și tristeților lui Vasile Plajă. Cronitar integru și artist fotograf de mare excelență, Vasi ne dăruiește prin această expoziție și prin acest album tot ceea ce a avut și are mai de preț, însă și viața lui. Vasi Plajă. Despre care aș vrea să mai spun doar câteva cuvinte. Anume că Vasi, pe lângă artă fotografică, a făcut și pictură, a făcut și sculptură. În 84, în prima piesă de teatru, pusă după mulți ani de zile la Casa de Cultură a Municipiului, separați sau împreună de Azernicolo, și în calea deputată al Mancalotă, Vasi Plășa a fost și actor. A făcut și regie tehnică la spectacolele de teatru ale Casei de Cultură a Municipiului. A fost, cum să vă zic, într-un fel, reprezentantul unei generații. O generație care se află la maturitate și, din păcate, face pasul acela dincolo de maturitate. O generație absolut superbă, care avea niște criterii valorice, cât se poate de bine constituite și la care țineau cu dinții. O generație care, din punctul meu de vedere, cred că merită din partea acestui oraș și acestui județ cu mult mai mult decât i s-a oferit până în momentul de față. Ca să fiu cinstit, nu i s-a oferit. Așadar, cele două evenimente, expoziția pe care colegul și prietenul nostru, Doru Dădălău, a făcut-o folosind fotografii de al lui Vasi și acest catalog, primul catalog de artă fotografică al lui Vasi Plășa, pe care Centrul Județean de Conservare l-a susținut financiar și l-a editat la editura sa, într-un fel de omagiu adus unui om care merită cu adevărat omagiu. Încă o dată, Vasi Plășa. Thank you.
avut plăcerea astăzi să asist la un lucru foarte frumos pe care l-a făcut domnul Ion Cepui și vreau să îl mărturisesc și lui Vasi. Cartea aceasta a fost prezentată și eu am răsfoit-o cu mare atenție deja. Dacă... Mulțumesc mult pentru... Da, pot să ții la tine. Arătați-mi ceva de la liceul energetic. Da, a fost profesor... Așa, avem aici și reprezentantul elevilor pe care l-am invitat, președintele Consiliului Elevilor din județul Gorj, este aici să vă vadă. Acum, trecând peste toate acestea, eu pe Vasi îl cunosc din 1983, nu neapărat prin această interesantă locație care era Cocioaba. Eu nu am fost acolo pentru că eram foarte, foarte tânăr venit aici la Gorj. Sunt venit de pe alte meleaguri în 1983, dar a existat o persoană care mi-a mediat această cunoștință și care se găsește în acest album. Este vorba de regretatul profesor, jurnalist George Manoniu, pe care noi l-am comemorat chiar în această sală în urmă cu mai mulți ani. Și dacă îmi dă voie Vasi, cred că este frumos și bine să ne gândim acum măcar o clipă la domnul profesor Manoniu, care a fost pentru noi mulți dintre cei care reprezentam acea generație o gazdă foarte atentă. Domnul Mocioi spunea de un adevărat curent care exista atunci la Cocioabă. Ei bine, cam același lucru și cam aceiași oameni se perindau și peste drum la redacția Gazetei Gorjului de atunci. Și dacă eu nu i-am cunoscut la Cocioabă pentru că eram proaspăt venit la Târgu Jiu, i-am cunoscut pe acești oameni minunați realmente, despre care a vorbit domnul director la redacția Gazetei Gorjului. Vasi Pleșa este un artist. Și ca orice artist vorbește puțin, dar vorbește mult prin ceea ce face. Așa încât ceea ce a făcut și ceea ce face și va face Vasi Pleșa pentru acest județ reprezintă pași importanți pentru promovarea culturii noastre. Arta fotografică nu este de aici de acolo. Arta fotografică, mai ales pe alb negru, deja devine istorie. Și vorbesc ca unul dintre cei care au încurajat la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu un cerc care promovează foto alb-negru și care a prins și care am văzut prin mijloacele noastre moderne de promovare găsește mulți simpatizanți, ca să nu zic aderenți, pentru că aceștia nu sunt foarte mulți. Am înțeles de aici, de la domnul Cepui, și știu și eu lucrul acesta, Vasi a fost un om al acelor timpuri care reprezenta generația sa. O generație cu vise frumoase către libertate. A spus foarte frumos și astăzi când am avut conferința de presă, îi arătam domnului director acele rânduri pe care le-a scris referitoare la evenimentele din decembrie 1989. Așa a fost. O frondă a generației tinere. Un act de curaj al acelor oameni. Oameni care s-au sacrificat. Unii dintre ei știm foarte bine absolut nevinovați. Alții din alte motive și nu le comentăm aici. Una peste alta, este o mare bucurie să vedem un album realizat de Vasi Pleșa. Eu mă bucur că această